Slăvit să fie Domnul! Suntem la o zi de bucurie și aș vrea ca adevărat Domnul să dea bucurie în sufletele noastre. Știi care e cea mai mare dezamăgire la o nuntă sau la o zi de bucurie? La o zi de bucurie să fii trist. Aș vrea în această zi să fim cu toții bucuroși. Cred că Domnul este prezent aici. În această zi, cred că dacă l-am întrebat pe Manu cum arată o casă de valoare, să nu răspunzi că răspunde în locul tău ca să n-ai emoții, să... Dacă l-am întrebat cum ar arăta o casă de valoare, că acum toți, mai ales tinerii, visează, domne, el merge, nu lucra nimic în țară, se scula la 12 la amiaz, mânca pe banii lui maică, saluta aică, dar el visează, domne, eu mă duc în Anglia, lucru, domne, vin îmi trag o casă de n-are nimeni. Dacă l-am întrebat pe Manu cum arată în viziunea lui o casă de valoare, știi ce cred că ne-ar spune? Domne, dacă vrei să ai o casă de valoare, vii la mine la Bârcea, la șeful meu. Te duc eu la șeful meu acolo și îți dă beciau din ăla de calitate, îți dă materiale bune, îți dă... Știți, încercăm întotdeauna să facem casele noastre cu cele mai bune materiale. Vreau să vă spun că în exterior cam toate casele seamănă. Cam toate casele, când îți la roșu, nu au mare valoare. Știți când îți casele cu adevărat de valoare? Când îs finisate. Uitați-vă și bisericile, de exemplu din Deva, cam seamănă în exterior, cam seamănă una cu alta, dar diferența o fac finisajele. În această zi aș vrea să vorbim din cuvântul lui Dumnezeu câteva lucruri, să vedem cum arată o casă de valoare cu valori dumnezeiești. Pentru că familia nu se poate construi decât cu valori care nu ruginesc, care nu le fură hoții, care nu, astea-s valori care nu le bagi în buzunar, îs valori care le dă Dumnezeu. Să știți că toate casele în exterior arată la fel. Toate familiile, de fapt, și în exterior sunt la fel. Vezi că toți se țin de mână, toți își pun puiul, iubii, iepurașul, ursulețul, toți sunt cam la fel. Știți unde e valoarea? În interior. Că degeaba îi spui puiul afară și altfel la casă. Degeaba arăți la toată lumea că tu ești, ea e cea mai grozavă. Și în interior nu se vede nimic de valoare. Cel mai bine pocăința noastră, știți cine o știu? Copiii noștri. Nevasta noastră, nevasta ta, nevasta mea, ăștia știu pocăința noastră. Că degeaba arătăm valoarea casei noastre. Nu-i câte like-uri ai primit pe Facebook, domne, sunteți o familie minunată. Nu asta dă valoare casei. Nu că ai zâmbit în poză și uite ce frumos am fost la nuntă. Valoarea casei. Am văzut un anunț pe internet acum câțiva ani și scrie așa: vând un conac boieresc. Am zis, bă, dar boier noi nu mai avem acum. Că sunt unii care se dau boieri, da, dar boier nu mai avem. Și am intrat acolo să văd ce spunea anunțul ăla. Și spunea, este conacul acesta, are vreo 300 de ani. Și m-am gândit, Doamne, păi, și cerea enorm de mult. Enorm, deși n-arăta grozav. Și m-am gândit, Doamne, așa e și cu familiile noastre. Familia, valoarea maximă, nu are în ziua nunții. Poți să-ți cânte nu știu cine, nu Alin, și să-ți predice Dani. Nu, să-ți predice Papa de la Roma. Valoarea nu ai în ziua nunții. Și exact ca și conacul. Cu cât familia trece prin timp și reușește, cu atât ai mai de valoare. Ne uităm la părinții noștri, ne uităm la bunicii noștri, oameni care nu au avut mașini de spălat, care nu au avut pampers la copii, care nu au avut cuptor cu microunde, nu au avut mixer de, știți, bătătorul ăla de fier, care așa ca arcul, cu care se bătea spuma la prăjituri. Și-au răzbit, au reușit. În această zi aș vrea să vedem în trei gânduri cum poți avea o casă de valoare. Primul lucru, ca să ai o casă de valoare, apropie-te de Dumnezeu și de oamenii lui Dumnezeu. Nu există valoare a casei fără cel ce împarte valorile. Nu contează cât câștigi la nuntă, nu contează ce sticle de suc ai pe masă, că vă spun, mâine o să uităm ce am băut azi la masă, o să uităm și ce am mâncat, dar valorile care le dă Dumnezeu nu se uită. Știți care e valoarea spirituală a multor oameni în vremea aceasta? Valoarea spirituală e de duminica, 3 ore dimineața și 2 ore seara. Și îi spun, Doamne, noi suntem copiii Domnului, noi suntem oameni de valoare. Nu există să ai
casă de valoare și să nu ai prezența lui Dumnezeu în casă. Dar vă spun ceva, știi cum se simte prezența lui Dumnezeu într-o casă? Imediat, de la hol, cum ți-ai dat haina de pe tine jos, simți dacă în familia în care ai intrat îi prezent Dumnezeu sau nu îi prezent Dumnezeu. Dar tot la fel, cum ai intrat se simte dacă nu-i Dumnezeu. Sora poate să-i spună, iubi, adu un scaun la fratele. Imediat se simte dacă îi Dumnezeu în casa aceea sau nu-i Dumnezeu. Vă spun, anul trecut, cred că în iarnă, am fost la o evangelizare. Și după ce am predicat, la sfârșit a venit o soră la vreo 50 de ani la mine și o zis, zice, frate, zice, o să veniți la noi la masă. Și am zis, bine. M-am dus la ea în casă, la familia ei și mai eram cu niște frați. Ne-am așezat la masă, era o masă mare, multe scaune, farfurii acolo așezate. Când ne-am așezat la masă, am văzut că a venit o droaie de copii, avea 10 copii. Ne-am așezat toți la masă, ne-am rugat, am mâncat. Vă spun ceva, nu ne-au dat două feluri de mâncare, nici trei, nu mai știu dacă au dat prăjituri, dar nu asta e important. Au dat o singură ciorbă, atât au avut. Au vrut să ne cheme în casă ei, ne-au dat o ciorbă la toți. Și a fost foarte bună, nu asta e important. Când ne-am ridicat să plecăm, unul din copii a zis către mine, vă rog, mai stați două minute, nu plecați. Și am zis, bine, ne-am așezat înapoi. S-au ridicat toți copiii 10 de la masă și au plecat în camere. Dar nu a durat un minut și din nou au intrat în bucătăria aceea, în living-ul acela. Au intrat cu vreo 2-3 acordioane, cu vreo 2-3 chitări. Nu știu câte instrumente au avut. Și au zis, frate, nu vreau să plecați de la noi până nu cântăm o cântare. Vă spun, nu i-o trimis mamă sau nu i-o zis tată, du-te bă, adu, să vadă fratele cum cânți. Să vadă, nu. Ei au zis, stați că vrem să cântăm o cântare Domnului. Vă spun, ori cântat o cântare, ori cântat vreo 4-5. Vă spun, au fost cântările care le-am cântat plângând. Când am plecat din casa lor, am plecat plângând în mașină, i-am zis la unul din frați, bă, ai simțit ce a fost la ăștia în casă? Și zis, ce? Bă, eu am simțit că a fost Dumnezeu prezent. Nu ne-au umplut masa de mâncare, nu au avut nici fructe, nici mai știu eu ce altceva. Dar am simțit că era Dumnezeu în casa lor. Știi ce-mi doresc, Manu și Lorena, când vin la voi și vă vizitez? Aș vrea să se simtă că e Dumnezeu în familia voastră. Să se simtă prezența dumnezeiască peste familiile noastre. Ca să avem o casă de valoare, avem nevoie să ne apropiem de Dumnezeu și avem nevoie să ne apropiem de oamenii ai lui Dumnezeu. Știți cum arată un om al lui Dumnezeu? În primul rând, un om al lui Dumnezeu nu ascultă de glasul mulțimii. Dacă vreți să fiți oameni ai lui Dumnezeu, nu ascultați de glasul mulțimii. Știi ce spune mulțimea? Lasă, Doamne, că nu ești nici primul, nici ultimul. Te enervează, te... Știți ce e interesant? Toate domnișoarele și toți băieții, înainte de căsătorie, visează, cu ochii închiși. Doamne, merg la întâlnire, nici nu deschid ochii, îți cu ochii închiși. Și după ce s-au căsătorit, atunci deschid ochii. Dar normal ar fi invers, nu? Până te însori, să stai tău cu ochii deschiși. Să vezi peste ce dai, să vezi peste cine dai și după aia să-i închizi. După aia să-i închizi, să nu mai deschizi. Sufletește, nu? Vă dau un exemplu. Acum câțiva ani, o sunat cineva pe soția mea și a zis, auzi, uite, eu vreau să mă căsătoresc cu un băiat, dar nu știu nimic de el. N-ai putea să vorbești cu Dani, să sune pe păstorul de unde e băiatul ăsta, să vezi ce e cu el. E băiat bun, m-aș căsători cu el, dar nu știu nimic de el. Eu, naiv, să nu spun altfel, am zis, bă, hai să-l sun pe păstor. L-am sunat și am zis, frate, uite, îi cineva acolo? I-am spus, zis, da, e la noi în biserică. Și acum păstorul a zis, Dani, uite, eu îți spun, ca slujitor, uite, astea, cu problemele astea ne confruntăm, cu familia lui, cu el, cu așa mai departe. Acum, după câteva zile, a sunat sora din nou și i-am zis, uite ce mi-a zis, ce îi? Și așa au zis, da. Ce s-a întâmplat? Ea l-a luat. Că oricum, când e fixat cineva să-l ia, poate să vină nu știu ce descoperire dumnezeiască. Că la mult de-a vorbit Dumnezeu, nu fă pasul. Și el a zis, dar mă iubește, Doamne, ai văzut ce mașină are, că e cu volan pe dreapta, e decapotabilă, e extraordinar. Și a vorbit Dumnezeu, nu fă pasul. Și el a zis, mă duc. Știi ce s-a întâmplat? S-a căsătorit și când a ajuns la ce spunea Bogdan, la șlefuire, i-au scos arma secretă. Nu i-au spus nimic. Când au ajuns la discuții, i-au scos arma și au zis, dar nu știu eu cine ați fost voi, mă, tu, cu neamul tău în biserică. Ăsta o pălit. Cum?
ce știi tu de mine? Și o zis, dar nu știu eu ce probleme ați făcut voi acolo în adunare și ce. Și o zis, dar de unde știi? Știi ce o zis? Opa, el mi-a zis. De atunci, când mă mai întreabă cineva, Doamne, nu pe mine trebuie să mă întrebi. Rebeca, știți pe cine o întreba despre Isaac? Pe cel care putea să-i dea cele mai bune răspunsuri. L-a întrebat pe Eleazar, care îl crescuse de mic. Și-a zis, cine e omul acela? Și-a zis, ăsta-i stăpânul meu, ăsta cu ăsta te căsătorești. Când vrei să te căsătorești, cele mai bune întrebări nu s-a adresate păstorului, că nu îl cunoaște. Nu o cunoaște 100%. Știți cine cunoaște cel mai bine? Dumnezeu. Dumnezeu cunoaște cel mai bine persoana care ai vrea să o iei. Și dacă tu ești om cinstit, dacă ești om curat, Dumnezeu îți spune, fă pasul, sau Dumnezeu îți spune, nu fă pasul. Pentru că Dumnezeu nu există să cauți să faci voia lui Dumnezeu și Dumnezeu să nu-ți răspundă. Apropie-te de oamenii lui Dumnezeu. Un om al lui Dumnezeu niciodată nu trece peste, nu ascultă de glasul mulțimii. Și în al doilea rând, un om al lui Dumnezeu nu trece peste cuvântul lui Dumnezeu. Mulți ne dăm oamenii ai lui Dumnezeu și la anumite circumstanțe. De exemplu, am obișnuit să avem două măsuri. Dacă cineva din biserică, Doamne, iei aia grea și dai pe el și pui în cârcă, da, Doamne, la disciplină, la... dacă e a meu, luăm aia ușoară, aia care o iei cu degetul mic și spui, Doamne, nu o făcut, nu-i nu știu ce. Un om al lui Dumnezeu nu trece peste cuvântul lui Dumnezeu. Omul acela, dacă e drept cu coloană vertebrală în biserică, el așa e și acasă. Vă dau un exemplu. Elisei a avut un slujitor pe nume Ghehazi. Știți că Elisei l-a iubit tare mult pe Ghehazi? Spune că lua cu el peste tot. Împreună era slujitorul lui, 100%, Ghehazi. Și într-o zi, la poarta lui Elisei apare Naaman sirianul. Și Elisei se comportă foarte dur cu Naaman și îi spune, nu coborât ăsta din car, nu, nici eu nu ies la el. Du-te, spune-i să se scalde, dacă vrea să se scalde, bine, dacă nu, la revedere. Dur, așa-i? Mai ales când vine ăsta cu armată după el, când vine cu epoleții pe el, te-ai speria, mă, că te sperii de un, să mă iertați, de un tablagiu, cum se spunea, te trage pe dreapta, n-ai curajul să nu oprești. Și nu are numai, ăsta era general de armată. Imediat, acum am văzut, venind de la Timișoara, am văzut, era o doamnă polițistă cu radarul pe la Lăpușnic, pe acolo. Am zis, Doamne, dacă cât era de slabă, de doamnă, dacă o întins mâna, ai oprit, că ți-e frică. Elisei nu i-a fost frică. O zis, Doamne, dacă nu coboară din car, nici eu nu ies la el. Spune-i regula, dacă vrea să se conformeze bine, dacă nu, la revedere. Ce se întâmplă? La câteva minute după vindecare, ăsta nu ia niciun leu pentru vindecare, pleacă Naaman sirianul. Ghehazi după el, Doamne, cum să-l las pe ăsta să plece, să nu-l ciupesc cu ceva? Doamne, ăsta prea mult duce înapoi, ceva trebuie să iau de la el. Și-o merg și-o zis, auzi, Domnule, s-o folosi de minciune. Domnule, te rog frumos, uite, m-o trimis stăpânul. Dă-i, Domne, un talent. O zi, unu, dea doi, Domne, dă-i haine de schimb, dă-i să fie mulțumit. Că nu sărăcea Naaman, o zis, dă-i, Domne. Și-o luat ăsta bucuros și-o mers la Elisei. Elisei m-a gândit de multe ori, Doamne, dacă eram eu, sau poate dacă erai tu, știi ce îi spuneai la Ghehazi? Bă, du-te, du-le repede înapoi, nu? Că dacă vezi că copilul tău a luat un creion de la grădiniță sau de la școală, ce îi spui? Nu mergi să-l dai la poliție, nu? Să-l reclam la poliție că a venit cu creion. Și zici, mâine dimineață când mergi la grădiniță, te rog frumos, te duci și îl dai la doamnă. Îl pui înapoi. Ghehazi a venit cu darurile după el și a zis Elisei, unde ai fost? Nicăieri, n-am fost pe niciunde. Știi ce o zis? Ți-au trebuit daruri. Da. Ai luat bani? Da. Ai luat haine? Da. Nu știi că ăstea vin la pachet cu încă ceva? Și-o zis, lepra lui Naaman se va lipi de tine. O fost corect, nu a trecut peste cuvântul lui Dumnezeu. Dacă a fost un om dur față de Naaman sirianul, el dur s-a purtat și față de slujitorul lui. Ca să avem o casă binecuvântată, ca să avem o familie binecuvântată, în primul rând, avem nevoie să ne apropiem de Dumnezeu și de oamenii ai lui Dumnezeu. Oameni care nu trec peste cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun, Manu și Lorena, în viața de familie nu există să câștige unul sau să piardă numai unul. Când poate, m-am gândit acum pe bancă aici, când zice Pavel, dacă cineva are pricină să se plângă. Acum toți am avea pricin să ne plângem. Dar știți ce e interesant? Că nu zice unde să te plângi. Zice dacă cineva are pricină să se plângă și acum pune dumetale în minte unde trebuie să te plângi.
Evreii se plâng la zidul plângerii. Acum, nu știu, poate pentru tine zidul plângerii, soacră-ta, îi maică-ta, îi păstorul, tătă ziua, frate, știi ce mi-au făcut azi, știi ce mi-au făcut săptămâna trecută? Să știi că dacă fratele Cornel, de exemplu, dăm un exemplu, ți-ar da dreptate Manu sau ție, Loren, tu ai dreptate, într-o mică divergență, să știi că n-ai câștigat. Nu există să câștigi unul și să zici, Doamne, ai văzut tu? Ai văzut că mie mi-or da dreptate? Nu există. În viața de familie, războiul ori se pierde împreună, ori se câștigă împreună. Nu există să te bucuri, eu am câștigat, pe ea ori dărâmat-o, pe el ori dărâmat. Nu, ori suntem sus împreună, ori suntem jos împreună. Asta e viața de familie. Când suntem aproape de oamenii lui Dumnezeu, oamenii cu adevărat al lui Dumnezeu, nu vor da după tine. Știți că e interesant, noi ne căutăm oamenii așa cum suntem noi. Uite, de dacă ești un om guraliv din ăsta arțăgos, dar bine, la dumneavoastră nu-i cazul. Păi la Timișoara mai ești din ăștia arțăgoși, dar la Deva nu cred că e cazul. Dar dacă ești așa arțăgos și ăsta, știi ce oameni cauți să te împrietenești? Tă din aia cu gura mare. Tă din aia, că dacă tu spui ceva, să se ridice unul mai cu gura mare să te susțină. Dacă ești un om mai moale, cauți oameni mai moi. Un om al lui Dumnezeu caută oamenii ai lui Dumnezeu nu după cum e el, ci caută oamenii ai lui Dumnezeu care se îndrepte după cuvântul lui Dumnezeu. Un prieten adevărat, nu contează că e cu gura mare sau cu gura mică, ăla nu trece peste cuvântul lui Dumnezeu. Ăla oricât i-ai da, oriunde l-ai duce să mănânce la mall, să mănânce un meniu, ăla tot la fel îți spune, bă, nu-i bine lucrul ăsta, pentru că e omul lui Dumnezeu. Nu încearcă să ascundă. Ca să avem o viață de valoare, o casă de valoare, avem nevoie să ne apropiem de Dumnezeu și de oamenii ai lui Dumnezeu. În al doilea rând, o casă de valoare se clădește cu o inimă curată. Casa de valoare se clădește cu inimă curată. Auziți ce spune versetul 1 și versetul 2 din Proverbe 3. Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Omul cu inima curată, nu zice Biblia că are mulți bani. Biblia nu spune că un om cu inima curată are mașină luxoasă. Știi ce spune Biblia? Că un om cu inimă curată are multă pace. Uitați-vă că mincinoșii de obicei se agitați. Domne, vezi că el tătremură, domne, nu se uită în ochii tăi. Un om care e cu inima curată, îl are puterea să se uite în ochii soției lui? Îl are cu putere să se uite în ochii la bărbată său, la păstor, la frați? De ce? Că e om cu inimă curată. Știți că un om sincer nu trebuie să aibă mintea ascuțită? Dar mincinosul? Ăla trebuie să sclipească. De ce? Să știe ce te-o mințit ieri, săptămâna trecută, să nu le îmbârlige, nu? Doar dacă ești un om sincer, s-ar putea să nu-ți mai aduci aminte anumite lucruri. Dar știi ce se întâmplă? Se întâmplă că tu, când îți vei aduce aminte, va fi același lucru pentru că e real. Un om, o casă de valoare, se întemeiază cu o inimă curată. Auziți ce spune? Păstrează-le în inima ta. Știți ce e interesant? Toți se dau oameni curați înainte. Știți ce a zis Domnul Iisus la cina cea de taină? O zis, sunteți curați, dar nu? Nu toți. Dar toți se dădeau curați. Toți se dădeau impecabili, sclipitori. Vă spun, am un bul de excavator cu care lucrez. Când mă mai cheamă cineva, îmi zice, uite, vreau să vii să însab o fundație sau mai știu eu ce are de lucru. Și mă duc să văd terenul. Când mă duc acolo și ajung, mă uit, domne, iarbă pe teren. Îl zice, uite, nu, cât mă costă? Îi spun prețul, ne înțelegem, îmi lasă omul banii, dar zic, auzi, dedesubt ce ai? Și zic, ce să fie, domne, pământ negru, e pământ. Domne, nu-ți bolovan din ăia să nu-i poți scoate, să te chinui, să zici un preț și după aia dai tăți banii numai pe motorină să-ți scot bolovan. Nu, domne, nu vezi că e crescută iarba aici, băi, ce crește iarba pe bolovan? Bine, domne, îmi lasă omul banii, pleacă, zice, mă suni când e gata. Când pleacă, te apuci de săpat și dai de plăcile de beton, dai de bolovanii de acolo care abia îi scoți. Știi ce-ți dai seama? Că nu a fost sincer dinainte. M-am gândit când săpam la unul, mesajul ăsta mi-a venit când săpam la cineva, gândul acesta mi-a venit când săpam la cineva, ceva de genul acesta. Și am zis, domne, pe orice molos crește iarbă, îi vezi că toți sunt impecabili.
înainte de căsătorie toți strălucesc, spreiați, parfumați, gel, domne, unghiile impecabile, nu bătături în palmă, toți sunt impecabili. Și după căsătorie îți dai seama când începi să sapi că dai de moloz. Îți dai seama că dai de anumite betoane care nu le poți scoate. În viața de familie și înainte și după, îi nevoie de sinceritate și spuneți toți amin. Îi nevoie de sinceritate în viața de familie. Omul sincer păstrează inima curată. Când suntem oameni sinceri, domne, nu contează ce mașină ai, nu contează dacă ai mașină sau dacă n-ai mașină. Important e să fii cu inima sinceră. Știți că generația tânără nu se mai uită la valorile lui Dumnezeu, și se uită la valorile ăstea care le pierzi într-un accident, le pierzi într-un incendiu. Am ajuns să ne uităm la lucrurile exterioare. Și zici, domne, dai pocăit, îi pocăit, domne, dar ce știi? Nu știu nimic, dai pocăit, îi copil fain, uite-te pe Facebook-ul lui să-l cauți, să vezi cât e de fain. Și îl vezi că are săracul, are mașină de Anglia și îi dă, e mare, mare și tare. Dar el săracul poate n-are Biblie, el n-a citit Biblia niciodată. El săracul poate n-are o zi de post, poate n-are o relație cu Dumnezeu și tu îți dai seama că te-ai căsătorit cu altcineva decât ți-ai dorit. E altceva, știți de ce? Din cauza nesincerității. Îi nevoie în viața de familie de sinceritate. Latinii, când or construi vase de lut, se spune că mergeau oamenii și cumpărau vasele de la ei și ăștia, mai, ca să-și vândă mai multe vase, mai lăsau câte un por mic în vas să curgă. Și mergea omul, cumpăra vasul, când mergea acasă, punea sarmalele în el, să-l bage în cuptor, punea apă, când îl punea în cuptor, își dădea seama că curge. Golea sarmalele, mergea înapoi la piața de oale de lut și spunea, domnule, am cumpărat vasul ăsta de la tine, te rog frumos, uite-l aici, curge, fă ceva cu el, dă-mi altul. Zicea, proprietarul magazinului spunea, stai liniștit, dar imediat ți-l repar. Mergea cu vasul în spate, în atelier, știți ce făcea? Unde era porul acela, gaura aceea micuță, lua și picura ceară. Și după ce picura și se răcea ceara, punea apă în vas și venea la om cu vasul plin cu apă și spunea aici, uite, e plin cu apă, mai curge? Tu, ca om, ce zice? Bă, nu mai curge, e bun, dă-l încoace. Și mergea iară cu el acasă. Iar băgai sarmalele înăuntru, iar îl băgai în cuptor. Când intra vasul în cuptor, ce se întâmpla? Se topea ceara și iar începea să curgă. Și omul își dădea seama că era înșelat. Își dădea seama că ăsta îl mințea. Îi băga ceară și când mergeau oamenii, latinii, mergeau să cumpere vase de lut, știi ce vase cereau? Spuneau, vă rog frumos, dați-mi un vas de lut sincera, adică fără ceară, fără ceară. De aici s-a format cuvântul sincer. Fără ceară, dacă îmi doresc Manu și Lorena ceva, să fiți fără ceară, să fiți oameni sinceri. De pe urma sincerității, poate vei suferi la un moment dat, dar totdeauna vei rămâne în picioare. Dom'le, ăsta sunt, ăsta-i trecutul meu, ăsta-i prezentul, ăsta-i gândul meu de viitor. Dar niciodată cu sinceritatea nu rămâi de rușine. S-ar putea să rămâi rănit, s-ar putea să fie anumite probleme pentru început. Dar vă spun, când omul e cu inima sinceră, să știți că și mintea e curată. Auziți ce spune cuvântul Domnului în versetul 4? Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă. Păi dacă inima e bolnavă și mintea e murdară și ochii e murdari și așa mai departe. Un om care e sincer cu inima curată are mintea sănătoasă, are înțelepciune, adică. Știți că noi ne rugăm după foarte multe daruri din partea lui Dumnezeu, dar n-am auzit cel puțin de ani de zile să facem la ora de rugăciune o rugăciune, să spunem, fraților, hai să ne rugăm să cerem de la Dumnezeu darul înțelepciunii. Cerem, Doamne, să avem proroci în biserică, foarte bine, îți bun și proroci. Cerem să avem slujitori, foarte bine. Știți ce cerem cel mai puțin? Înțelepciune de la Dumnezeu. O zis, astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă. Dacă vrei să afișezi 2 Cronici, capitolul 1 cu versetul 10, să vedeți că ajunge la un moment dat înțeleptul Solomon, pentru că era cu inima curată. Știți ce a cerut de la Dumnezeu? Dă-mi dar înțelepciune și pricepere ca să știu cum să mă port în fruntea acestui popor. El era cu inima curată. Știți ce a cerut de la Dumnezeu? O cerut înțelepciune. Noi românii atâta suntem de orgolioși. Cum, Doamne, să zică lumea, auzi, să te rogi în biserică, Doamne, dă-mi înțelepciune. Păi să zică ăsta că-s prost? Să zică ăsta, după atâta facultate, nu am nimic în cap?
Noi suntem foarte orgolioși. Marele împărat Solomon s-a ridicat în picioare și a făcut o puternică rugăciune și a zis: Doamne, am inima curată, dă-mi înțelepciune, dă-mi, Doamne, lumină să conduc poporul. Știți ce avem noi nevoie în vremea aceasta? Avem, că avem și bani, avem și case, avem de toate. Știți ce ne lipsește? Înțelepciune cum să ne purtăm în familiile noastre. Înțelepciune cum să ne comportăm în casele noastre. E un personaj, o familie foarte interesantă în Biblie, în 1 Samuel, capitolul 25, versetul 3. Spune Biblia că într-o zi David se întâlnește și păzește oile lui Nabal. Și spune Biblia despre omul acesta, numele lui era Nabal și nevasta lui se chema Abigail. Era o femeie cu judecată și frumoasă. Dacă era la noi, noi spuneam invers, era o femeie frumoasă. Nu mai contează dacă o duce capul, dacă nu o duce capul. Aici spune Biblia invers. Era o femeie cu judecată, adică înțeleaptă. Și pe locul 2 a pus frumusețea. Noi avem nevoie să fim oameni cu judecată, oameni înțelepți. Că am spus mai devreme, de plâns, toți ne putem plânge. Și auziți, nu-i trimite omul acesta, nu-i trimite daruri la David pentru că i-a păzit oile. Și David se înfurie, știți cum îl chema pe Nabal? Știți ce înseamnă numele Nabal? Nebun, acum nu-i bai că te cheamă Nabal, îi bai că ăsta se comporta precum era numele. Se comporta ca un nebun. Dar nevastă s-a nu început să se plângă, să zică, oh, că nu mă mai scapă Dumnezeu, e bolnav, poate dă Dumnezeu că moare, poate că se duce. Nu merg să întrebe doctorii cât mai are de trăit, că nu mai suport, de 40 de ani, de 30 de ani, îmi mănânc zilele cu el. Nu! Ea o merg să-i scape viața. Știți că prin înțelepciune dumnezeiască putem transforma blestemul în binecuvântare? Femeia asta a intervenit înaintea lui David, pentru că David a spus, viu este Domnul, că până mâine nu va rămâne nici Nabal viu, nici toată casa lui va fi una cu pământul. Trebuia să moară și Abigail. Și auziți ce spune cuvântul Domnului, dacă vrei să afișezi, 1 Samuel 25, versetele 32 și 33, să vedeți ce spune despre femeia aceasta, binecuvântat să fie Dumnezeul lui Israel, care te-a trimis astăzi înaintea mea. Și 33. Binecuvântată să fie judecata, înțelepciunea ta, și binecuvântată să fii tu că m-ai oprit în ziua aceasta să vărs sânge și mi-ai oprit mâna. Adică, ea o știut la momentul crucial, o știut că ceva rău se va întâmpla, pentru că cred că au mai avut incidente din astea pe la poliție, pe la declarații, ce o zis, bă, ăsta iar s-o luat. Iară, o intervenit, poate că i-au dus o viață de intervenție să-l tot scape pe el. Și-o auzit ce s-a întâmplat cu David. O mers înaintea lui și-o transformat înaintea lui David, o transformat blestemul casei în binecuvântare. Știți că noi avem puterea să transformăm blestemul în binecuvântare? Dar știți că avem puterea să facem și invers? Poți să ai o casă binecuvântată și în urma deciziilor noastre, în lipsei de înțelepciune, să transformăm binecuvântarea în blestem. Pentru că Dumnezeu spune, dacă zic despre un popor că îi voi face bine și poporul ăla se abate de la căile mele, îmi pare rău și nu-l mai binecuvintez, ci îi se întâmplă rău. Așa e și cu casele noastre. Manu și Lorena, problemele nu apar nici din cauza lui păstor, nici din cauza lui tata, lui mama, lipsei de bani, ci problemele apar întotdeauna din cauzele noastre. Noi transformăm binecuvântarea în blestem sau invers, blestemul în binecuvântare. Ar vrea Domnul să vă umple de înțelepciune. Domnul să nu vă fie rușine. Noi ne mai rugăm acasă, Doamne, înțelepciune, că nu știu ce mă așteaptă azi, nu știu ce mă așteaptă mâine. Avem nevoie de înțelepciune de la Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Al doilea lucru, ca să avem o casă de valoare, avem nevoie de o inimă curată. Și în al treilea rând, o casă de valoare este casa care se încrede în Domnul până la capăt. Casa de valoare e casa care se încrede în Domnul până la capăt. Auziți ce spune versetul 5? Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. M-am gândit, bă, era ușor de predicat dacă zicea numai jumătate de verset. Încrede-te în Domnul din toată inima ta. Era frumos. Dar o continua psalmistul Solomon și-a spus așa, și nu te bizui pe înțelepciunea ta, parcă pentru românilor făcut. Uitați-vă că am schimbat valorile lui Dumnezeu cu valorile noastre. Domne, dar nu-mi spune mie că eu știu, Domne.
Când mai lucru, se mai strică câte ceva pe la bulda de excavator, mai vine Filip, faci eu fost pe undeva. El are 6 ani. Ia și el câte o cheie, zice, dă-te că eu te ajut eu. Zic, bă, dar nu știi. Nu, eu știu, tati, dă-te. Mă, dar nu știi, mă, lasă că ți-arăt eu. Nu se lasă, el să-mi arate mie. Îl lase, murdărește și el să gâne. Bineînțeles că nu iasă. Știți că la asta se referă Dumnezeu? Spune, lasă, nu te băga tu din prima. Încrede-te în Dumnezeu. Și nu te bizui că tu ai mai făcut, Doamne, că tu ai mai văzut, că noi am mai... Nu, nu. O zis, încrede-te în Dumnezeu din toată inima ta. Știți ce e marea tragedie? Și în biserică, și în familie am ajuns să nu ne mai încredem din toată inima în Dumnezeu și am ajuns noi să venim cu programele noastre. Doamne, dacă mergi la studiul ăla 3 zile, o să fii mai nu știu cum. În loc să ne punem toată încrederea în Dumnezeu. Am ajuns să mergem la psihologi în loc să mergem la Dumnezeu. Am ajuns să luăm pastile de dormit în loc să ne rugăm lui Dumnezeu pentru binecuvântarea casei noastre. Știți că și biserica, de multe ori, și familia, au ajuns, când am intrat în Deva azi dimineață, Timea, fata noastră, a zis, tati, uite cetatea de la Deva. Și m-am uitat la cetate. Cetatea Devei, nu mai e cetate. Știți cum e? Ruinele cetății. Că ea nu mai are putere, nu te mai poți ascunde nici de ISIS, nici de ăștia cu tunurile, pentru că e ruinată. Cetatea nu mai e o forță, ci ceva doar cultural. Merge lumea și zice, Doamne, frumos, frumos, am văzut pietrele, mi-au plăcut. Biserica și familia au ajuns din cauza înțelepciunii noastre să fie ruinată. Doamne, noi știm, vino la noi că noi știm. Și biserica a lăsat-o Dumnezeu să fie o putere pe pământ, a lăsat-o să fie o lumină pe pământ. Și Domnul să dea putere bisericii în dimineața aceasta, Domnul să dea putere familiilor noastre, pentru că familia are nevoie de încredere totală în Dumnezeu. Am ajuns în vremea aceasta să luăm lucruri de afară și în biserică am ajuns să luăm lucruri de afară și în casele noastre. Știți că într-o zi, nu mai citesc, nu mă vă spun, într-o zi a venit o femeie văduvă, striga, spune Biblia, o strigat la Elisei și a zis, bărbatul meu, robul tău, o iubit pe Dumnezeu, l-o slujit pe Dumnezeu, dar a făcut o greșeală. Știți ce greșeală a făcut omul acesta? O împrumutat. O împrumutat. Și spune, acum el a murit și ăla care i-a dat bani a venit să-mi ia copiii, că nu mai pot plăti. A venit să ia dobânda, a venit să-și ia dreptul și nu știu ce să fac. Știți că vremea asta o trăim și noi, suntem oameni ai lui Dumnezeu, ăsta a fost om al lui Dumnezeu, ăsta a fost proroc, dar a împrumutat de la cineva de afară și a ajuns să-i afecteze casa lui. A ajuns el să moară, pe timpul lui nu s-a întâmplat nimic, tot a fost în regulă, poate o reușit să plătească ratele, dar s-a terminat cu viața lui și i-a afectat copiii, i-a afectat nevasta. Știți, vă spun un lucru, știți că ce facem noi astăzi afectează familia noastră peste 10 ani, peste 20 de ani, peste 30 de ani, din cauza lucrurilor care le împrumutăm de afară. Și spune, Doamne, lasă că e bine, lasă că nu a murit nimeni, nu s-a întâmplat nimic. Vă spun, cele mai frumoase lucruri, știi ce e? Să le aduci lucrurile de valoare, dar lucrurile de valoare nu se aduc numai de la Dumnezeu. Împrumuturile valoroase, fără dobândă și fără să plătești pentru ele, le dă Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Am ajuns să împrumutăm, să pierdem, nu vreau să fiu rău cu dumneavoastră, dar vreau să vă spun, am ajuns să ne fie greu să citim un capitol din Biblie, să adormim, Doamne, rupți de somn, Doamne, nu mai poți, ai citit un capitol, e gata. Dar stăm la televizor ore întregi, stăm la calculator ore întregi și când e vorba să citim din cuvântul lui Dumnezeu, știi ce se întâmplă? Ni somn, suntem obosiți, am împrumutat lucrurile de afară. Vreau să vă spun ceva, noi nu avem televizor acasă. Dar nu din cauza că-s mai pocăit, ca ăia care n-au. Eu am crescut, am avut, când eram copil, am avut televizor. Dacă ne-am căsătorit acum 11 ani, ne-am hotărât să nu băgăm televizor în casă. Pentru că eu știu, aș sta numai la știri să văd ce se întâmplă și ăștia-ți dă. Goliat iasă când vrei tu, el iasă și te amenință că pică pensia, că ne fură guvernul, că suntem vânduți la Uniunea Europeană și aș sta tot timpul. Și am zis, nu ne trebuie. De ce? Nu că nu mi-ar place, mi-ar place. Că diavolul oferă lucruri sclipitoare, lucruri din astea așa, color. Dar am zis, știi ce e important? Să cânti seara,
E important să poți să te rogi în casa ta. E important să citești cuvântul lui Dumnezeu, să aduni la vreme de pace, să aduni pentru vremea necazului, să aduni resurse. Uitați-vă că în vremea încercărilor ajungem să fim dărâmați, să fim trântiți la pământ, pentru că ne-a dat Dumnezeu vreme de har, vreme de apropiere de El și noi ne-am depărtat de Dumnezeu. Noi am adunat, am împrumutat lucruri de afară care ne-au afectat casele noastre, care ne-au afectat familiile noastre. Ca să mergem până la capăt cu familiile noastre, avem nevoie de Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului, încrede-te în Dumnezeu din toată inima ta. Vreau să vă spun acum și la Manu și la Lorena. Spun lucrul ăsta la aproape toate nunțile unde predic. Și vreau mai ales să-l spun și astăzi. Vreau să vă spun un lucru. Manu, ca să încep cu tine că tu ești mai curajos. Dacă știi că nu a zis Dumnezeu să faci pasul ăsta, pasul căsătoriei nu trebuie să fii convins 100% că o vrut Dumnezeu, ci pasul căsătoriei trebuie să fii convins 120% cel puțin că o zis Dumnezeu să intri pe drumul acesta. Vreau să-ți spun ceva, mai e un sfert de oră. Dacă știi că nu a zis Dumnezeu să stai astăzi pe scaunul acesta, nu-i rușine astăzi să te ridici și să pleci. Astăzi nu-i rușine. Mai e un sfert de oră aproximativ. De mâine e rușine. Cred că dacă ai ajuns astăzi pe scaunul ăsta, tu trebuie să fii convins peste 100% că Dumnezeu a zis să faci pasul acesta. Amin? Soția mea mai îmi zice, bă, nu mai spune mă la anunța asta. Dacă se ridică, zice, unul și pleacă. Păi l-am salvat, dacă s-a ridicat, cine știe cine l-a obligat, nu? Tot îmi zice, mă, iar ai zis, iar am zis, domnule, lasă, dacă ei nu... De mâine e rușine să pleci. De mâine e rușine să-ți pară rău. Astăzi încă nu-i rușine un sfert de oră. Îți spun și ție la fel, Lorena, cum i-am spus la Manu. Dacă știi că n-o zis Dumnezeu, nu-i rușine astăzi să te ridici, să pleci. De mâine e rușine. Dar dacă astăzi stați pe scaunul de mire și de mireasă, să vă încredeți în Dumnezeu din toată inima. Dar și la vreme de necaz. Că azi, domne, flori pe jos, pe sus, o să fie la masă, numai flori. O să fie peste tot flori. De mâine s-ar putea să vină și încercarea. De mâine știi când o să ai flori. Dacă îți aduce Manu sau dacă îți cumperi tu din piață. Atunci o să ai flori în casă, nu? Cred că o să aducă Manu. De mâine s-ar putea să vină și încercarea. Românul e obișnuit să iubească tare mult la belșug. Vă aduceți aminte și o să mă apropii de încheiere de Iov. Unul dintre cele mai puternice exemple din Biblie de încredere în Dumnezeu. Zice Biblia, îmi place extraordinar casa lui, atât am citit cartea Iov, e la inima mea. Știți cum era Iov de văzut și de bogat? Știți cât câștiga Iov, ce bani aducea în casă? Nu 1 milion pe zi ca un holoangar, nu domne 100 de euro. Știți câți bani aducea Iov? Nu putea ea cheltui cât putea el câștiga. Uite surorile ce zice, ți-ai dori un bărbat ca Iov, nu? Să niciodată să nu-ți spună, bă, nu mai da cu cardul la mol, mai lasă la casă. Niciodată nu i-a spus că s-o gătat. Niciodată nu i-a spus că nu mai îi în hambar. Totdeauna o lăsat-o și o cheltuit. Păi să ai un bărbat din ăsta, l-ai iubit? Păi cum să nu-l iubești? Numai mâncare bio i-ai da, să nu-l doară, să ajungă pe la spital, să-ți moară, să nu mai... Nu, tot apa nu prea caldă, nici prea rece, l-ai ține în cele mai bune condiții. De ce? Că-l iubești, Dumnezeu, ăsta să aduce bani acasă. Și totuși, într-o zi, peste casa lui Iov vine încercarea. Cu toată avuția lui, cu toți prietenii, cu toate relațiile lui. Știți în cât timp a pierdut Iov tot? Știți în cât timp? N-a scăzut așa, n-a venit criza peste el. Peste el a venit necazul. Și într-o singură zi a pierdut tot. De cel mai sus, Dumnezeu hotărăște într-o zi să fie Iov cel mai jos. Aduce Dumnezeu vremea încercării. Știți ce se întâmplă cu Iov? Iov rămâne în picioare. La vremea examenului, Iov ia examenul. Din capitolul 2 până în 42, de nevasta lui Iov nu se mai vorbește nimic. 40 de capitole. Nu știm unde a fost. Unii își dau cu părerea. Nu ne dăm cu părerea, ne abținem. Biblia nu spune unde a fost. Nu mai vorbește Biblia nimic de ea. Dar fiți atenți. Cât el a suferit, nevastă să nu mai intervine cu nimic. Știți ce nevoie avea Iov? Să-l scarpine cineva, să-i scarpine cineva bubele.
Eu mai zic la soția mea câteodată, când mă, cel mai rău e să te mănânce, de exemplu, spatele și să n-ajungi să te scarpi. Și mă mai duc la ea și îi spun, scarpină-l, te rog, pe bietul Iov aici, că nu ajunge bietul Iov. Întotdeauna mă gândesc la Iov. Iov nu-l mânca spatele, îl mâncau bubele. Avea dureri infernale. Și nici prietenii lui nu au zis, bă, dă un ciob aici, că noi te scarpinăm până te certăm. Nimeni. Când au venit banii, în capitolul 42, Dumnezeu îl rebinecuvintează mult mai mult. Știți cine apare în peisaj? Nevastă sa. Acum s-o transpunem pe nevasta lui la noi. Dacă Iov ar fi fost copilul tău, sau nepotul tău, sau cineva din casa ta, sau casa mea, ce ai fi zis? Că Iov, știi ce spune Biblia? Că a primit-o înapoi. Ce ai fi zis? Bă, termină! Termină, ai văzut că nu a venit la spital la tine? Ai văzut că ți-a întors spatele în cele mai grele momente? Ea nu te-a mai căutat. Ea ți-a întors spatele, i-a adus-o bine și tu ai suferit. Nu mai primi. O primit-o Iov. Știți câți copii au mai făcut Iov cu femeia asta? Știți câți? 10, încă 10. Ce ai fi zis? Bă, te lasă, bă, 10. Nu mai fă copii. Știi ce a zis Iov? Ce am învățat de la Iov? La două lucruri nu au renunțat, nici în bogăție, nici în sărăcie. Știți la ce nu au renunțat? La Dumnezeu și la nevasta lui. O zis, la orice renunț și o renunțat. 40 de capitole ne vorbește de renunțarea lui Iov, la piele, la tot. O zis, chiar dacă mi se topește carnea și oasele, nu mă interesează. Eu vreau să-L văd pe Dumnezeu. Eu vreau să rămân cu Dumnezeu. Iov a rămas la capătul vieții. Un om care se încrede în Dumnezeu rămâne cu Dumnezeu până la capăt. Și rămâne cu cel de lângă el până la capăt. Slăvit să fie numele Domnului! Când m-am căsătorit, când urma să mă căsătoresc cu Dana, când mergeam la Săcălaz să o vizitez și pregăteam nunta, drumul din șoseaua principală până la casa socrilor mei era un drum lung și foarte rău, groaznic de rău. Cam cum ar fi de aici până în 22 decembrie sau în Ciangăi, cum îi zice, la stradă, dar foarte rău, plin de gropi, și groaznic, bălți, mizerie multă. De fiecare dată când ajungeam cu mașina la șoseaua principală și trebuia să intru pe drumul ăsta, oprea mașina și așa parcă mă îmbărbătam singur. No, hai că poți. Și intram pe drumul ăsta. N-aveai ce să ocolești. Acum tot Săcălazul e asfaltat. Nu-i problemă. Dar atunci era plin de gropi și mizerie. Mă, intram pe drumul ăsta și vreau să vă spun, niciodată nu m-am gândit să întorc mașina și să o iau înapoi. Să zic, Domne, la atâta mizerie, nu mă mai bag, Domne. Nu. Știți ce m-a făcut să intru pe drumul ăla? Murdar, cu grob, cu bălți. Știți ce m-a făcut? Știam că la capătul drumului cineva care mă așteaptă și mă iubește. Astăzi intrați pe drumul ăsta. Nu o să fie asfalt, cum e acum la Săcălaz. S-ar putea să vină și ploaie. S-ar putea să vină și groapă. S-ar putea să vină și necazuri. Nu ieșiți de pe drumul ăsta înapoi. Știți de ce? O promis cel ce s-a dus înaintea noastră. O promis că ne așteaptă și ne iubește. Vă așteaptă Dumnezeu la capătul drumului. Pe drumul acesta Dumnezeu vă iubește și Dumnezeu o promis că dacă ne încredem în El și vă încredeți în El, Dumnezeu rămâne credincios până la capăt. Slăvit să fie numele Domnului! Vreau să închei cu un singur verset, dacă vrei să afișezi, Ioan capitolul 20 cu versetul 7. E unul dintre versetele care m-au mișcat foarte mult anul acesta. Spune cuvântul Domnului, am predicat despre versetul acesta la învierea Domnului. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc. M-am gândit, Doamne, un verset întreg pentru un ștergar. Înseamnă că nu-i la voia întâmplării. Dacă Biblia alocă un verset întreg pentru un simplu ștergar. În vechime, legea robilor, când cumpăra cineva un rob, trebuia să-i spună regulile. Una din regulile care era atribuită robilor, era aceasta. Când robul venea și servea la masă pe stăpân cu mâncare, n-avea voie să ridice ochii să se uite în ochii stăpânului, nici n-avea voie să vorbească cu el. Ci semnele care le lăsa stăpânul pe masă, îi arătau dacă poate să strângă masa sau trebuie să o mai lase. Dacă stăpânul lua ștergarul la un moment dat, în timpul mesei, se ștergea cu el la gură și îl mototolea, și îl punea undeva acolo pe masă, se ridica și pleca, era semn pentru rob care stătea undeva în colț. Pot să strângi masa, că nu mă mai întorc. Robul se uita după ștergar. Dacă stăpânul în timpul mesei lua ștergarul, se ștergea cu el la gură
și îl făcea frumosul și îl punea undeva pe margine și se ridica de la masă și pleca, era semn pentru rob: nu strânge masa, că mă întorc. Știți de ce o lăsa Domnul Iisus ștergarul pus la un loc făcut sul? O lăsa semn pentru tine și pentru mine. O lăsa semn pentru casa ta și pentru casa mea. La vremea descurajării, la vremea necazului, adu-ți aminte că Domnul a spus că se va întoarce. Domnul se va întoarce pentru casa ta și se va întoarce pentru casa mea. Manu și Lorena, pentru voi a lăsat Domnul Iisus ștergarul în gura mormântului, în mormânt acolo, făcut sul, ca să înțelegeți că la vremea când va reveni Domnul Iisus, vă va căuta pe amândoi. Domnul să vă țină împreună, Domnul să țină familiile noastre până la capăt și Domnul să dea familiilor noastre valoare, dar să dea Domnul valori din alea dumnezeiești, care să rămână pentru totdeauna. Amin.